Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru ascendent, lună, soare în berbec. Și haideți să vedem ce avem pentru berbec. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua este a persoanei la care vă gândiți sau cineva care intră în viața voastră. Wow! 4 de bâte, vă gândiți la cineva din exterior, posibil, sau poate chiar o reușită, un ideal pe care îl aveți. Poate fi în profesie sau poate fi chiar o călătorie. Iar aici aveți cartea leului, roata. Vi se schimbă destinul și un nou început, un risc pe care l-ați luat. Vedeți, aici este puterea voastră și puterea de foc. Asta înseamnă că, într-adevăr, pentru unii dintre voi aveți un impact major la locul de muncă, cariera voastră, profesia voastră. Ce avem aici? Wow, împărăteasa, toată lumea vă iubește sau persoana respectivă vă admiră pur și simplu. Și aveți abundență aici. Lumea cu siguranță este ceva nou în viața voastră pentru berbeci. Regele de săbii poate fi energia unui semn de aer care vă admiră sau poate fi cineva care vă apără drepturile. Dar cu siguranță pentru unii dintre voi poate este o reușită de a fi ales într-o postură guvernamentală. Dar regele acesta de săbii poate fi în armată, poliție, genul securitate. Asta se vede aici. Și l-aveți pe Saturn, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, este cariera voastră, este un nou început în cariera voastră. Patrul acesta și roata, cu siguranță, va aduce ceva stabil și un succes, poate, la care mulți dintre voi nu v-ați așteptat. Am senzația că nu v-ați așteptat pentru că ați riscat ceva. Nebunul acesta îmi spune de un risc. E un risc copilăresc care vă aduce ceva. O mișcare ageră a acestei maimuțe pe care o aveți acolo pe roată și e posibil să luați două direcții în viața voastră în care, într-adevăr, una dintre ele să fie foarte binevenită și neașteptat de bună. Voi. Împăratul, vedeți? Deja ați intrat în etalarea voastră. Asta înseamnă, asta în primul rând este energia voastră a berbecului, asta înseamnă că se extinde energia bună pe care o aveți și este o energie de foc. Poate fi orice și ca profesie și ca tendință pe care o aveți acum, orice. Poate fi într-adevăr și o relație cu o anumită persoană, pentru că aveți împărăteasa și împăratul, este întâlnirea celor doi. Într-o etalare de dragoste, asta înseamnă perechea la care ați visat. Uniunea voastră. Voi. Cu siguranță este ceva de bun augur. Va trebui să fiți foarte puternici. Și e posibil, într-adevăr, să luați o poziție foarte bună. Pentru că leul are de-a face cu aristocrația, cu lumea bună, cu regalitate. Poate chiar cunoașteți pe cineva din exterior care are sau poate este dintr-o țară în care există rege-regină. Ia uitați ce aveți aici. Roata și 10 de monede. Asta înseamnă într-adevăr că vine o situație foarte bună financiară pentru voi sau mai bine zis acel ceva prinde rădăcini și în sfârșit luați o poziție bună. Încă o dată, nebunul și puterea. Va trebui să aveți răbdare și să dați dovadă de putere. Posibil într-adevăr să fie un leu în viața voastră. Posibil. Marea preoteasă.
Atât voi, cât și persoana cealaltă, ați fost atrași de intuiție. 4 de cupe. Persoana respectivă e o persoană la care a visat mult și a fost nefericită. V-a căutat. Prin intuiție v-a găsit. Persoana respectivă, posibil să fie o fecioară, cineva care se simte singur, singură, iar aici aveți moartea, este o schimbare majoră în viața voastră, acolo unde nu vă așteptați, acel nou început, vă renașteți ca pasărea Phoenix. Iar aici aveți încă o dată nebunul, asul de cupe, justiția, soarele. Wow! Iată electricitatea, nu știu la care din zodii a fost, dar cu siguranță se întâmplă ceva cu voi aici, pentru că aveți și îndrăgostiții. Deci, posibil, nu țin minte la care dintre voi, pentru că le-am făcut astăzi pe toate, au fost și zodiile de pământ, dar cu siguranță, aceeași combinație pe care o aveți, soarele cu turnul, este o mare surpriză. Electrocutați de dragoste. Foarte bine spus. Haideți să vedem atunci persoana respectivă cine este. Este destin. Nu puteți fugi din fața destinului. Poate vă este teamă că va închide această relație, dar nu o va face, pentru că persoana respectivă este cu spatele la moarte, capabilă să se transforme, dar nu să termine ceva. Haideți să vedem atunci cine este persoana respectivă și ce intenții are pentru voi. Opt de cupe, lumea, 6 de cupe. Wow! V-am spus, astăzi are ceva roata aceasta. Persoana respectivă a ieșit dintr-o relație toxică, a pus sfârșit și a început un nou început în această viață. Posibil să fie preocupată de viața creativă, de scris, de muncă, ceva de genul acesta. Nu este ceva la care aș putea spune o iubire la care visează. Nu, pentru că l-am pe Saturn. Saturn are de-a face cu muncă, are de-a face cu dedicație, devotament, asta are de face. Deci, ceea ce are persoana respectivă este 6 de cupe, o mare plăcere de a face ceva creativ care îi aduce fericirea. Și roata, destinul, v-a adus față în față. Vedeți? Posibil unii dintre voi să aveți de-a face cu o persoană care își arată iubirea față de voi. În momentul acesta, persoana respectivă este într-un stres, blocaj, ceva ce se întâmplă în viața lor. Va trebui să le dați timp pentru că au 4 de monede, 10 de băte, 2 de spade și 3-ul acesta de băte. Asta înseamnă că în momentul în care se termină tot ceea ce au în fața lor, vor comunica cu voi și cu siguranță vor fi foarte vesel. Au ceva umor. Haideți să vedem atunci ce avem aici pentru voi. Ce vrea să ne spună persoana respectivă? Clarificare. 5 de spade. Au acceptat ceea ce sunt și ceea ce li se întâmplă în viața lor. Posibil, într-adevăr, să fie o fecioară, ascendent, soare, lună, dar este o mișcare puțin mai greoaie în a ajunge la voi sau a fi față în față acest cavaler de monede.
Cu siguranță sunteți meniți să fiți împreună pentru că aveți de-a face cu roata și 4 de bâte. Și acesta înseamnă pentru persoana respectivă un succes. Ceva care vă apropie. E posibil într-adevăr să fiți împreună pentru totdeauna, pentru că patrul acesta de bâte este căsătorie, este o călătorie. Voi. Da, aveți o pasiune pentru persoana respectivă. Respectați persoana respectivă și aveți ceva aparte, deci ceva la care poate nu o puteți explica, dar uitați-vă că este de fapt o karmă aici. Aveți Saturn, care este o planetă karmică, aveți împărăteasa Venus și eremitul Fecioară. Deci e ceva la care trebuie să analizați în viața voastră și să vă dați seama că de fapt imaginea feminității este văzută prin ceea ce se întâmplă în viața voastră. Poate v-ați făcut iluzii sau vise deșarte, dar de fapt acum sunteți față în față cu ceea ce reprezintă în unanimitate feminitate. Sau, mai bine zis, o iubire. Iubirea lui Venus este ceva frumos în relație. Vedeți, e iubire pură din partea voastră. Deci v-ați îndrăgostit cu siguranță. Justiția, încă o dată, este karmic. N-aveți scăpare. Regele de cupe. Și regele de bâte. Aveți senzația că există o a doua persoană sau că voi sunteți o a doua persoană. Nu. Persoana respectivă a ieșit din această energie. În primul rând aici aveți regele de cupe și aveți 8 de cupe. Asta înseamnă că a fost o energie care a fost pur și simplu înnecată în acea manipulare. Deci, ceea ce își dorește este acest rege care, împreună cu energia voastră, clarificarea voastră, aceasta este, de fapt, perechea ideală. E un fel de, dacă voi trăi acest lucru chiar și pentru o zi, sunt mulțumit. Asta este energia pe care o aveți aici. Ce aveți de la oracol? Copiii sau animalele de casă au un rol important. Poate unii dintre voi vă gândiți la așa ceva. Faceți un efort să înțelegeți și este o relație dintr-o viață anterioară, orice mi-ați spune. Șasele acesta de cupe nu minte. Deci, ceva trebuie să încheiați cu persoana respectivă, dar vă este foarte drag. Mult noroc! Numai bine, la revedere!